Un grav accident rutier s-a produs pe raza localității Dorna Candrenilor. Este vorba despre un autoturism care a lovit un stâlp de electricitate din afara carosabilului, la fața locului fiind identificate 5 persoane. Trei dintre acestea se aflau în stop cardiorespirator, iar în ciuda manevrelor de resuscitare, cele trei persoane au fost declarate decedate. O a patra persoană s-a stins din viață la spital. Pompierii militari din cadrul detașamentului Vatra Dornei au intervenit cu două autospeciale de stingere dotate cu echipamente pentru descarcerare și două ambulanțe Smurd B2 cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean la un accident rutier produs pe raza localității Dorna Candrenilor. Accidentul a fost sesizat de către echipajul Smurd B2 din cadrul punctului de lucru Poiana Stampei, care se întorcea la bază de la o solicitare. Două persoane de sex feminin și trei de sex masculin au fost implicate în evenimentul rutier. De asemenea, două femei de 26, respectiv 18 ani și un bărbat de 20 de ani se aflau în stop cardiorespirator, însă din nefericire au fost constatate decesele celor trei. Totodată, cele două persoane de sex masculin au fost transportate la spital în stare de inconștiență. Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost declarat decedat la Spitalul Municipal din Vatra Dornei. În urma accidentului de la Dorna Candrenilor, la unitatea de primire urgență a Spitalului Județean Suceava a ajuns un pacient de 29 de ani, politraumatizat, stabil, conștient, cu traumatism craniocerebral, traumatism craniofacial important, cu multiple fracturi la nivelul masivului facial, traumatism toracic și numeroase alte contuzii. Pacientul a rămas internat în secția de chirurgie maxilofacială.